ne-am reîntâlnit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Conexiuni Culturale. Alături de noi am obișnuit și cred că v-am obișnuit să aducem oameni valoroși, oameni care muncesc, oameni care studiază, oameni care se străduiesc să îmbunătățească viața culturală a Bucovinei. Domnul profesor Daniel Hrenciuc a mai fost în emisiunile noastre. Ne bucurăm că a revenit cu noi apariții editoriale. Domnule profesor, ne bucurăm că sunteți alături de noi la Cromtel. Mulțumesc, bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Întotdeauna se spune că în momentul în care un autor termină o carte, nu-i mai aparține. Aparține publicului, aparține, să spunem așa, lumii întregi. Dumneavoastră veniți cu două cărți foarte interesante după titlu. Despre ele vom vorbi și, de fapt, dragi telespectatori, asta va fi și tema. Prima parte a emisiunii vom vorbi despre polonezii din România. În partea a doua a emisiunii vom descoperi unele aspecte din viața regilor României care, zic eu, că au o frumoasă legătură cu Bucovina. Domnule profesor, prima carte, Daniel Hrenciuc, iată, polonezii din România, 1918-1980, de la Regat la Republica Socialistă, primul volum. Da, în primul rând despre această carte vreau să spun că am lucrat la ea o perioadă destul de lungă. Pe acest teren se știe că mă ocup de istoria polonezilor din 1998 încoace. A trecut ceva timp de atunci. De data aceasta am, să spunem, valorificat surse noi care au apărut. Menționez în primul rând arhivele fostei securități, aflate în custodia Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității din București, care oferă documente de primă mână, să spunem așa. Multe dintre ele sunt rapoarte alcătuite de către fosta securitate și care reprezintă un filon de aur pentru cercetarea științifică din România, indiferent de domeniu. Pe de altă parte, desigur, sunt, să spunem, fondurile clasice, dar care sunt la fel de consistente venind din zona diplomatică, arhivelor diplomatice. Arhivele istorice, trebuie de menționat că între timp, având în vedere, să spunem, inovațiile legislative, modul în care s-a reacționat pe partea legislativă dinspre legiuitor, evident, în sensul lărgirii acceselor la fonduri, altădată însemnând acum chiar 4-5 ani, chiar mai puțin, secrete, și care astăzi, iată, pot fi accesate și valorificate în interesul cercetării, al cunoașterii în genere. Desigur, alte arhive care sunt fie arhivele de la Suceava, arhivele de la Cernăuț, de la Chișinău, Republica Moldova, o grămadă de studii, de monografii. În primul rând însă menționez că această carte este concentrată pe valorificarea arhivelor fostei securități și arhivelor diplomatice și arhivelor istorice, deci trei arhive care dețin o cantitate impresionantă de fonduri, de documente pe care le-am valorificat în direcția repunerii, să spunem, în zona cunoașterii a circuitului științific a istoriei polonezilor din România. Spun polonezii din România pentru că e vorba de fostul regat român, regatul României Mari sau României Reîntregite, care știm bine s-a creat în 1918. Știm bine că România practic s-a dublat, a ajuns la o suprafață de 292.000 km², o populație care se cifra undeva la 18 milioane jumătate, aproape 19, un mozaic cultural, un mozaic să spunem etnic, un mozaic spiritual, identitar, pentru că dincolo de populația majoritară, evident cea românească, în România întregită au intrat comunități extraordinar de numeroase ca pondere. E vorba de polonezi, dar polonezii sunt undeva mai jos într-un clasament, așa cum îl știm. În primul rând, este o comunitate extrem de numeroasă, comunitatea maghiară. Urmează apoi comunitatea germanilor, comunitatea evreilor. Cele două sunt 4,2-4,1, după care urmează ucrainenii, 3,2. Recensemintele, cum bine știm,
indică, să spunem așa, la rubrica ucraineni și câteodată și rutenii. E o sintagmă folosită în continuare pentru a desemna, să spunem, o entitate din interiorul comunității ucrainene, dar care se auto-identifică cu națiunea ucraineană în ansamblu ei, huțulii, nu? Erau cele trei rubrici câteodată separate și care pe un cerător nu foarte avizat putea să-l inducă în eroare. Urmau apoi comunități compacte de turci, de tătari, de ruși lipoveni, polonezi, slovaci, cehi. Slovacii, cehii sunt mai numeroși decât polonezii, comunități de țigani, cum erau trecuți în recese minte, pentru că termenul acesta de rom apare de-abia în 1930, rezultatul unor demersuri dinspre etnia, vârfurile sau inteligenția țigănească, să-i spunem, sau romă, dacă preferați, într-o terminologie mai modernă, și, bineînțeles, alte foarte numeroase comunități. Și printre ei polonezii. Spuneam că România întregită a fost un mozaic etnic, un mozaic în sensul cel mai bun, un mozaic care sublinează pe de o parte diversitatea, pe de altă parte, să spunem, bogăția etnică, care pentru România a fost o bogăție, să spunem, una dintre resursele cele mai valoroase, o bogăție pe care astăzi România nu mai poate să o invoce, să spunem. Domnule profesor, recunosc că v-am citit cărțile și știu că despre polonezi ați scris de la începuturile prezenței poloneze aici în zona noastră, ați vorbit de acea perioadă medievală, știu că ați menționat, iată, e foarte interesantă totuși perioada 1918-1980. Majoritatea cărților de până acum, și de aia spun, cred eu că e o carte deosebită și sunt ferm convins, se cam termină undeva așa, exact unde trebuie, spunem noi, adică nu se bagă în istoria asta apropiată timpurilor noastre. Ați avut mare curaj să intrați pe arhive și mai ales pe cele ale securității, că știți cum e, unele răni încă nu-s vindecate. Bun, curajul în știință înseamnă să-ți asume demersul ca atare, să-ți-l susții până la capăt, pentru că și asta e o mare problemă. Dar trebuie să ai, în primul rând, o bază de documentare, pentru că, așa cum spuneam și așa cum se știe, accesul la aceste fonduri, la aceste surse, era foarte, foarte bine îngrădit. Exista o grămadă de motive birocratice, dar motive care erau susținute chiar legislativ și care te împiedicau să ajungi la aceste fonduri. Ei bine, de când s-a creat CNSAS-ul, de când a fost în baza unei legi speciale, trebuie spus că el funcționează în baza unei legi distincte de Legea Arhivelor Naționale din 96 și care recent a fost și ea modificată. Această deschidere legislativă proiectată după modelul celebrei legi care asigura desconspirarea foștilor colaboratori ai securității, ai celebrei Stasi din fosta RDG, pentru că de acolo a plecat, având în vedere, să spunem, experiența pe care au Institutul Memoriei Naționale din Polonia, legislația de acolo, și România, ca membru a Uniunii Europene, a făcut acest pas deosebit de important. Ne reamintim de cele două demersuri, unul de demersul de condamnare a comunismului, redactarea celebrului raport, și atunci s-a mers pe formula americană, în sensul în care în America, dacă ai accesat un fond, automat fondul sau dosarul devine tuturor accesibil. Așa este și în România. Grație acelei comisii, renumite comisii, numite prin decretul prezidențial al fostului președinte Băsescu, s-a creat un document despre care n-are rost să vorbim că nu este subiect, dar a deschis, să spunem așa, o poartă foarte, foarte largă și generoasă pentru toți cei care vor să acceseze respectivele documente. Ei bine, cum spuneam, în baza acelor documente m-am putut documenta foarte, foarte temeinic pe perioada aceasta din 1918 până în 1980, o perioadă extrem, extrem de delicată și o perioadă pentru care acoperirea documentară, să spunem, a fost una dintre cele mai bune. Trebuie spus că, pe de o parte, avem perioada interbelică până în 40. Până atunci se petrec foarte multe evenimente care marchează destinul acestei comunități al polonezilor din Bucovina, începând cu Marea Unire. Bineînțeles că în partea introductivă am reflectat componența comunității, așezarea ei geografică, pentru că comunitatea polonă era totuși
concentrată în cea mai mare pondere în Bucovina istorică, urmând apoi Basarabia, Vechiul Regat și Dobrogea și Transilvania. Avem o comunitate importantă și în celelalte regiuni istorice ale României. Chiar dacă această comunitate n-a fost niciodată în istoria României, se spune o comunitate extrem de numeroasă, cum spuneam la început, au existat alte comunități mult, mult mai numeroase. Totuși, comunitatea poloneză a dat personalități extraordinar de reprezentative la nivelul elitei românești. Putem vorbi de artiști, de pictori renumiți, putem vorbi de militari de carieră care avansează sau pe treapta ierarhică, ajungând până la înaltul grad de general de brigadă, cazul lui Leonard Mociulski, ajuns general de brigadă, a servit în Arma Vânător de Munte. Din păcate, regimul comunist l-a condamnat la închisoare. Este unul din eroii României întregite, un om care întreaga viață a fost militar, a servit patria română, dar care a prins timpurile acelea ale totalitarismului și a fost închis după ce a fost urmărit, după ce a fost persecutat și așa mai departe. Vorbim de un alt general, Cihovski, a ajuns ministru al apărării într-un guvern condus de Ioniu Maniu, care a funcționat timp de 2 ani, într-o 1928-1930. Un general, Henry Cihovski, care a fost unul dintre cei mai buni generali ai armatei române, repet, a ajuns și el general, s-a scris o monografie despre el, înțelesesem că ea va fi tradusă în poloneză, în limba maternă, să spunem. Cihovski, vreau să menționez, s-a născut în România, în familia unui emigrant polonez și a făcut studiile în România. Foile de apreciere din armată îl notau cu calificative de excelent, îi recomandau, să spunem, continuarea parcursului său militar, ceea ce a și făcut. Un alt general, dacă tot vorbim de general, este vorba de Dombrovski, ajunge primar al Bucureștiului în 1940-41, în vremea în care România era deja, să spunem, plasată pe orbita axei, e o altă discuție. În fine, o grămadă de alți militari care au servit armata română pentru că erau cetățeni români, au făcut-o cu mare cinste, cu deosebită, să spunem, cu un deosebit profesionalism. Au fost menționați, figurează în istoria românilor, trebuie de spus, nu, să dăm cezarul ceea cezarul, că ei aparțin comunității poloneze, care a mai dat și alte personalități. Cine s-ar fi gândit, de pildă, că un Colea Răutu, un om care ne-a, un artist extraordinar, care a plecat acum câțiva ani la domnul, este originar din Basarabia, dar este și etnic polonez, pentru că Colea Răutu, să spunem așa, nu indică după nume neapărat o ascendență poloneză. El este, aparține comunității poloneze sau un pictor pe cum Szmigelski, un pictor extraordinar de valoros și care despre care în ultimii ani s-au scris în jur de trei monografii. Bineînțeles, trebuie de menționat că polonezii au dat și politicieni redutabili care au acționat, ca și în cazul altor comunități, pentru prezervarea identității, pentru promovarea intereselor pe care le putem ușor deduce. E vorba de Titus Cerkawski, ultimul senator, să spunem, dintr-o Românie care a alunecat și ea pe panta dictaturii, o Românie care se apropia și ea de pierderile teritoriale din vara anului 1940. Ei bine, acest Cerkawski, bucovinean de-a nostru, născut la Bănila pe Siret, cu studii făcute la actualul colegiu Eudoxur Muzache din municipiul Rădăuți, ajunge senator al României întregite în legislatura 1939-40. Atât aprinde și el, să spunem, prinde o legislatură în care are pe de o parte posibilitatea de a-și spune de la tribuna Senatului Român mulțumirea față de gestul de ospitalitate și de adăpost pe care autoritățile române l-au manifestat față de refugiații politici, civili și în altele oficialități poloneze, refugiate, cum bine știm, după 17 septembrie 1939, data la care Polonia dispare ca stat independent. Pe de altă parte, reprezintă comunitatea poloneză în Senat, participă la adoptarea unor legi, nu sunt neapărat întotdeauna strict în interesul polonezilor, dar ele sunt legi care avantajau, în general, cetățenii pe diverse paliere, să le spunem așa. Desigur că sunt și polonezi care
cum să vă spun, alcătuiesc o parte din comunitățile acestea, fie ele urbane, fie ele rurale, predominant rurale în zona Bucovinei, dar în același timp polonezii, să nu uităm, au reprezentat o parte din inteligenția urbană a orașelor din Bucovina, chiar din Basarabia, în frunte cu Chișinău, chiar la Bălți și așa mai departe. Un polonez a fost ajutantul regelui Carol I, un Pașchevici. Un altul a servit, să zicem, a servit cu abnegație, cum spuneam, la curtea domnitorului, primului domnitor al României mici, să spunem așa, Alexandru Ioan Cuza. Să nu uităm de marea imigrație poloneză de la 1830-31, să nu uităm de momentul Revoluției de la 48-49. Aș vrea să menționez că diverse societăți secrete au colaborat sau și-au adaptat strategiile, pentru că până la urmă aveau aceleași obiective și românii și polonezii, în sensul coagulării unor entități politice și a dezvoltării unui praxis politic pentru refacerea statelor naționale. Suntem în mijlocul secolului XIX, când Europa se entuziasmează la această idee extrem de generoasă a statului națiune, a statului național, a eliberării. Toate aceste idei vin din zona franceză, găsesc un cadru extrem de propice și în rândul emigranților polonezi și a celor români, care se colaborează și la Paris, colaborează și la București, și la Iași, și la Cernăuți, da? Și la Chișinău, cum spuneam. Domnule profesor, iată, pomeneați de Dobrogea, Transilvania, Basarabia. Da, într-adevăr, era acea Românie mare, acea Românie, să spunem așa, dodoloață. Acum, polonezii, când vorbim despre ei, ne gândim strict la Bucovina. Aș vrea puțin să dezvoltați această idee a polonezilor din Basarabia, Dobrogea, Transilvania. Cum s-au regăsit ei acolo? Cum au ajuns ei acolo? Bună, polonezii ajung într-o Basarabie care este deja provincie gubernie rusă, ca să folosim terminologia specifică, adică provincia Imperiului Rus. Ajung acolo din motive politice. Să nu uităm, Polonia dispare ca stat independent la sfârșitul secolului al XVIII-lea și polonezii își caută, să spunem așa, un loc sub soare de unde să activeze pentru refacerea patriei lor. Va trece însă o lungă perioadă până când lucrul acesta efectiv se va întâmpla. Între timp, animați, să spunem așa, de o structură organizatorică deosebit de bună, polonezii s-au răspândit cam în întreaga Europa. Au mers și în Franța, care a primit într-un mod foarte generos. Au ajuns și în principatele române, să ne reamintim de acea celebră lozincă: pământul nostru este și al vostru, ce poate fi mai frumos, nu, decât această zicere, să spunem așa. Au ajuns și în Basarabia, cum spuneam, din motive politice. Ajung undeva la peste 10.000 de persoane. Ei se împar pe de o parte în mici nobili, care primesc treptat cetățenia rusă, asta după ce își vor fi clarificat ascendența nobiliară, va trece un timp până când instituțiile basarabene vor lua în discuție diversele acte de apartenență la șleat, da, adică la nobilimea poloneză. Pe de altă parte, sunt polonezi care vremelnic se află în Basarabia și țes împreună, cum spuneam, românii, diverse planuri de revoluție. Însă, atenție, aceste planuri sunt atent și supervizate de către Ohrana, celebra poliție secretă rusă, de către alte instituții de acest tip ale Imperiului Habsburgic, inclusiv, cum spuneam, altor puteri interesate să nu permită dezvoltarea unei acțiuni de amploare în zona aceasta, în o zonă extrem de delicată și de sensibilă și unde se întâlneau interesele marilor puteri, fie că era vorba de Imperiul Otoman, fie că era vorba de Imperiul Rus, cum spuneam, sau de Imperiul Habsburgic. Prin urmare, spuneam că acești polonezi acced în nobilimea din Basarabia, li se recunoaște aceste drepturi, să le spun, în baza unor ucazuri, adică unor decrete date de către Duma, semnate de către țar la un moment dat și în anumite situații, după care ei devin, să spunem așa,
devin extrem de activi la nivelul, la nivel urban, în special în Basarabia la nivel, la nivel urban și mai puțin la nivel rural. Ocupă diverse, diverse profesii. Unii îmbrățișează, cum spuneam, cariera militară. În general, polonezii s-au remarcat aici cariera militară. Au în diverse posturi din, din administrație. Să nu uităm că în Basarabia rușii au colonizat diverse populații, însă i-au colonizat printr-o procedură extrem de, de laborioasă. Asta face ca polonezii, alături de germanii catolici, în Basarabia populația germană nu era neapărat catolică, era de confesiune evanghelică sau luterană, cum preferăm să-i spunem. Însă polonezii reprezintă, cum spuneam, la nivelul bisericii catolice, o prezență destul de, de bine ancorată, reprezentată. Cazul și a Bucovinei, unde, să spunem, raportul dintre polonezi și germani era în statistic, era în favoarea germanilor, dar în structurile ierarhice și așa mai departe, polonezii erau cei care se înfimpsesere, să spunem așa, mult mai bine. Dar aici este o altă realitate. Și în Basarabia întâlnim biserici romano-catolice, întâlnim diverse asociații poloneze culturale. Asta este un specific al polonezilor, dar nu numai al polonezilor, pentru că și celelalte comunități. Dacă ne uităm pe diversele statistici care ne indică știința de carte, ei, polonezii sunt alături de germani, de evrei în top, în vârf, pentru că își dezvoltă treptat și școli. Biserica Romano-Catolică este extraordinar de dinamică și a colaborat și a insistat și o regăsim, să spunem așa, la nivelul susținerii identității naționale. Practic, a fi polonez echivala cu a fi catolic. Asta o știm foarte bine. Sigur, au existat excepții, dar excepțiile sunt extrem de puține. De exemplu, o asociație culturală polonă din Basarabia, din Bălți, și începea ședința, am găsit undeva într-un document, cu următoarea interogație. Ce este Polonia? Și de aici unii vorbitori pregătiți cu competențele specifice dezvoltau istoria Poloniei, alții din clasicii polonezi, preocupări foarte, foarte serioase pentru cultivarea limbii, un lucru foarte important de remarcat la polonez. Toate aceste lucruri, toate aceste asociații care devin numeroase, care bineînțeles colaborează cu asociațiile din spațiul bucovinean sau din alte spații, dar mai ales din spațiile mamă, să le spunem, din spațiul etnic polonez, întrețin un sentiment identitar, să spunem așa, care realmente explodează în 1914, odată când Iosif Pilsuski creează celebrele legiuni și când el, în cadrul inițial armatei habsburgice, luptând împotriva armatei ruse, va lupta pentru refacerea Poloniei și pentru, să spunem așa, recrearea, de fapt, cum spuneam, a statului polonez. Deci polonezii din Basarabia reprezintă un capitol important a istoriei comunităților din România, un capitol care poate nu este neapărat foarte bine cunoscut, pentru că există încă această opinie, precum că polonezii au fost doar în Bucovina istorică. Acest lucru nu trebuie luat ca atare. Trebuie să știți că Uniunile Polonezilor dezvoltau din când în când acele întâlniri, odată la 4 ani, odată la 2 ani, ocazionate de diverse evenimente sau reînnoirea structurilor, și atunci se întâlneau și participau reprezentanți din toate zonele poloneze. În vechiul regat este o altă poveste. Polonezii ajung acolo în alte, să spunem, momente istorice decât o fac în Bucovina și Basarabia. Însă, atenție, aceste momente, da? Putem să numim și monumente, fiindcă chiar au fost niște monumente ale vieții unor Într-un anume sens, evident. Trebuie de avut în vedere revolta poloneză din 1830-31. Este anul marilor revolte pe plan european, dar cu deosebire în cazul nostru al polonezilor. După aceea avem momentul 48, care este realmente o primăvară sau o simfonie, un concert european al popoarelor, și polonezii sunt în primele rânduri.
O activitate extrem de discretă, dar bine cunoscută de cei care s-au ocupat de subiect, este activitatea societăților secrete care au pregătit dezvoltarea acestor momente revoluționare, inclusiv insurecția poloneză din 1863. Aici regăsim și aportul, colaborarea, dacă vreți, sprijinul dat de către domnitorul Alexandru Iancuza. Sunt alte momente în care polonezii, desigur, se regăsesc. Și n-aș vrea să pierdem din vedere un lucru extrem de important, pentru că în 1918 România, deși acest lucru poate se spune mai puțin și motivele le putem căuta, a avut nevoie de, să spunem așa, reacția democratică a comunităților care aveau de acum un cuvânt foarte greu de spus în provinciile pe care le-am amintit, exceptând Dobrogea, care vine în 1878 la România. E altă poveste. În Basarabia, deputatul polonez din Sfatul Țării, bineînțeles că a votat. Este unul dintre, alături de germani, au fost singurii care au votat pentru unirea decondiționată cu România. Să ne reamintim ce poziție au avut rușii de acolo, ucrainenii și așa mai departe. Deși ucrainenii din Basarabia, trebuie spus, n-au avut o conștiință identitară atât de puternică, atât de incisivă precum cei din Bucovina. Asta trebuie de amintit, măcar și referindu-le la polonez în acest context. Deci deputatul polonez din Sfatul Țării a avut o poziție extrem de tranșantă și în favoarea unirii necondiționate a Basarabiei cu România în primăvara anului 1918, nu? 27 martie pe stil vechi, 9 aprilie pe stil nou. Și el a spus foarte clar: domnilor, sunt pentru unire, vă rog să mă iertați că mă exprim în limba rusă, care pentru mine este limba unor ocupanți, dar astea sunt condițiile. Eu sunt pentru unirea și îndemn pe cealaltă să voteze pentru unirea cu România. La fel a făcut și deputatul Kwiatkowski, Stanislaw Kwiatkowski, un tinerel, între ghilimele, un avocat de 80 de ani, cum îl descrie Nicolae Iorga, și care a votat în Consiliul Național Polon reunit la Cernăuți în 28 noiembrie pentru unirea condiționată a Bucovinei cu România. Domnule profesor, vă mulțumim pentru prima parte a emisiunii, o emisiune captivantă. După cum știți, dragi telespectatori, am avut ocazia să prezentăm mai multe comunități etnice din Bucovina. Iată că în această emisiune dedicăm timpul pentru comunitatea poloneză, nu doar din Bucovina, ci din întreaga Românie. O scurtă pauză, publicitate, după care revenim în studio. Am revenit, dragi telespectatori, în studio, am revenit alături de domnul profesor Daniel Hrenciuc, am revenit într-o discuție despre istoria comunității poloneze din România. Prima carte a fost prezentată, Polonezii din România, 1918-1980, de la Regal la Republica Socialistă. A doua carte este foarte interesantă, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă citesc titlul, acestei cărți, Vizitele regilor României în a doua Republică Poloneză, 1923-1937. Vom arăta și la cadru. Important este să vorbim despre această perioadă tocmai acum, când, iată, monarhia, ideea de monarhie se pliază de o perioadă, spunem noi, plăcută a României, o perioadă istorică care n-a lăsat urme adânci dureroase, ci din contră a lăsat semne frumoase și valoroase. Regii României și Polonia. Foarte interesant. Da, în acest al doilea volum am, să spunem, valorificat cam același set de arhivă din fondurile și din fondurile deja menționate, cu câteva, să spunem, elemente specifice. În primul rând, fiind vorba de vizitele regilor României în Polonia, trebuie de spus din capul locului că România avea ca formă de guvernământ monarhia constituțională instituită, așa cum bine știm, prin plebiscit la 10 mai 1866. Este vorba de o monarhie, de Hohenzollern-Sigmaringen, o monarhie germană, o știm foarte bine. Ei bine, în Polonia avem de-a face cu o republică, a doua republică poloneză, da? Proclamată la 11 noiembrie 1918, este data când la care, după 123 de ani, Polonia reapare ca stat independent. Adoptă după aceea o mică constituție, urmată de o mare constituție. Există
o întreagă dezbatere în societatea poloneză de după 1918, o dezbatere extrem, extrem de puternică. Dacă o să ne uităm, o să vedem că în Seimul polonez era undeva la 30 de partide, 33, 32 și așa mai departe, ceea ce arată o diversitate, o paletă întreagă de preocupări, tendințe, de ideologii, de curente. Aș vrea să spun și aici că Polonia avea și ea un mozaic de etnii chiar mai numeros decât a României, pentru că trebuie de spus din capul locului, dacă România și Polonia aparțineau acelui areal central european, nu le lega doar, să spunem, criteriul geografic. Am putea adăuga în întărirea celor ce am spus până acum că Republica Polonă și Regatul Român au fost legate de o frontieră comună. Această frontieră comună a legat cele două state, le-a legat atât de strâns încât și astăzi polonezul mai în vârstă sau polonezul informat, așișderea și românul, își aduc aminte, dar cu multă nostalgie, de acea perioadă în care treceai frontiera și ajungeai în Polonia și invers, polonezii veneau în România. Trebuie de spus acest lucru. Am fost legați printr-o frontieră comună, o frontieră care ne-a apropiat, care a facilitat cunoașterea, care a făcut posibilă o întreagă gamă de activități care țin de cunoaștere, de apropiere, de vecinătate, dar mai ales axul central a fost reprezentat de interesul comun față de pericolul care venea dinspre Uniunea Sovietică. Ei bine, poate se știu mai puține despre aceste vizite. Se știu mai puține despre aceste vizite din motive care țin de restricționarea accesului la sursele primare despre care vorbeam în prima parte a emisiunii noastre. În același timp vreau să spun că am avut privilegiu sau norocul, cum vreți să spuneți, să intru în posesia unui microalbum întocmit de către regele Mihai, un microalbum reprezentat din în jur de 40 de fotografii ale vizitei pe care tânărul viitor monarh, adică încerc să mă păstrez, să spunem așa, la o distanță onestă față de adevărul istoric, pentru că în momentul în care în 1937, la sfârșitul lui mai și începutul lui iunie, Mihai pășea în vizită în Polonia venind de la Londra, de unde fusese trimis de tatăl său Carol al II-lea într-o altă vizită. Mihai avea titlul oficial de Mare Voievod de Alba Iulia. Știm bine cum, ce s-a întâmplat, mă rog, despre evoluțiile, să spunem, din interiorul monarhiei, de renunțarea de actul din 4 ianuarie 1926, de apoi de restaurația din 8 iunie, de proclamarea ca moștenitor al lui Mihai, dar el fiind atunci minor, bineînțeles că a fost constituită o instituție numită Regența, care a funcționat timp de 3 ani. La 8 iunie 1930, cum spuneam, România are loc restaurația, respectiv revenirea și proclamarea ca rege al lui Carol, care până atunci stătuse în trenătate sub numele de Carol Caraiman și care, iată, acum ajunge rege al românilor sub numele de Carol al II-lea și va domni până la 6 septembrie. De fapt, 5 septembrie, undeva după două noapte, deja 6 septembrie 1940. Va abdica, că nu va pleca, cum bine știm, că el ar fi vrut să rămână și chiar au existat încercări de a reveni, dar nu s-a mai putut. Asta e altceva. Deci regele Mihai are acest album pe care îl concepe în timpul acelei vizite, care făcea parte din arhiva sa personală și care a ajuns în custodia Arhivelor Naționale în momentul în care deja între timp regele Mihai I al românilor, așa cum fusese proclamat la 6 septembrie 1940, a abdicat la 30 decembrie 1947, da? Ziua la care România renunță la această formă de guvernământ numită Monarhia Constituțională și este proclamată Republică Populară și știm așa mai departe. Arhiva personală a ajuns în mâinile securității, care la un moment dat o predă în Arhivelor Naționale și ea este la dispoziția celor care, v-am spus, cercetează istoria sub aceste aspecte, istoria românilor. Dând de acest album, bineînțeles că l-am fotocopiat, el este în paginile acestei cărți. Pentru mine a fost o imensă bucurie, pentru că
dincolo de arhivele naționale, unde am căutat documente și relatări ale vizitelor făcute de Regele României în Polonia, am descoperit și câteva dosare consistente, evident, care se află în custodia CNSAS-ului, arhivelor, a Consiliului care administrează arhivele fostei securități, și bineînțeles că le-am coroborat, le-am valorificat și am introdus în acest volum câteva din referirile care s-au făcut la momentul respectiv. E vorba de rapoarte redactate de oficiali români și polonezi despre vizitele regale sau vizitele prezidențiale întâmplate în Polonia. Practic avem vizita lui Ferdinand din 1923 și a reginei Maria. Este o vizită plină de semnificații. Vreau să vă spun că polonezii erau realmente entuziasmați. O spun chiar ei prin sursele lor. O confirmă sursele noastre, presa, relatările de arhive, relatările, să spunem, mai puțin oficiale și care sunt tratate ca atare, despre modul în care a fost primit monarhii acolo. Au plecat cu trenul, peste tot gările pavazoate cu drapelele României și Poloniei. S-a intonat peste tot imnul românesc, imnul Poloniei, formații de muzică, formații profesioniste, formații militare intonau și interpretau diverse cântece simbolice pentru români, melodii extrem de cunoscute, evident. Se organizau recepții, mulțimea entuziastă era prezentă pe peroanele gărilor, se organizau tot felul de întâlniri la care, repet, polonezii veneau într-un număr foarte mare, pentru că, să nu uităm, Polonia a fost o putere, a fost o țară în care sentimentul monarhic n-a dispărut la 1918. Dovadă că, și aici este foarte interesant, am găsit documente care arată preocuparea unor cercuri conservatoare din rândul elitelor poloneze. Aceste cercuri conservatoare, să le spunem, veneau din zona Cresii, de undeva din fostele provincii estice poloneze, locul de naștere, să spunem așa, al marilor nobili polonezi. Este vorba de Neustachi Sapieha, e vorba de alții, prințul Lubomirski și așa mai departe, interesați de eventuala readucere pe tronul Poloniei a monarhiei. Și soluția aceasta, plecând de la tot felul de considerente, inclusiv vecinătatea, interesele, comuniunea, relațiile foarte bune, făceau ca această proiectată uniune dinastică să fie constituită dintr-un rege român, în cazul de față tânărul Mihai, și o prințesă poloneză. O prințesă poloneză în sensul următor, una dintre fiicele lui Pilsuski, mareșalul lui Pilsuski, creatorul statului polonez modern și care moare la 12 mai 1935, dar, să spunem, a fost autorul unui regim politic extrem de original, extrem de discutat, de analizat și care se plasa pe o hartă a unei Europe în care doar anumite state își mai păstraseră democrație, e vorba de marile democrații occidentale, evident, iar alte state, evident mai mici, evident din proximitatea noastră geografică, experimentau deja formule autoritarice care vor sfârși în totalitarism. Este vorba de Ungaria, un regim lui Miklos Horthy, este vorba de Croația, un regim al lui Ante Pavelici, este vorba de Bulgaria, regimul lui Stamboliski Alexander, care evident se ajunge la un regim la fel de nuanță autoritară. Chiar România nu ajunge la un regim de autoritate monarhică, unde o numesc de-a dreptul dictatură. Practic noi am mers dintr-o dictatură în alta, pentru că vine regim, după regimul lui Carol II-lea, care se termină, cum spuneam, în 6 septembrie 1940, vine regimul militar, al dictatură militară, al mareșalului Ion Antonescu, și după aia ajungem în ce se putea fi mai rău, adică în ce putea fi mai rău, în regimul de factură comunistă, totalitară, de extremă stânga. Prin urmare, varianta aceasta ca Mihai să devină rege al Poloniei, căsătorindu-se cu una dintre cele două fiice a lui Pilsuski, era o variantă extrem de plauzibilă. Se discuta realmente, se făcea această proiecție. Bineînțeles că exista și o a doua variantă, sau un plan B, dacă e să spunem așa. Planul B spunea ca unchiul lui Mihai, principele Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, el făcuse o vreme parte din regență, instituția aceea extrem de interesantă care a condus România, trebuia să o conducă teoretic până la majoratul lui Mihai, pentru că, cum spuneam la început, în 4 ianuarie 1926, Carol, îndrăgostit până în gât,
el a fost foarte îndrăgostit. Și a, da, dar vedeți că aceste, să spunem, pasiuni sufletești au afectat și destinele politice, au generat frământări, au generat foarte multe probleme într-o societate românească în care sentimentul monarhiei, trebuie să o spunem, se situa la cote rezonabile, la cote înalte. Monarhia stătea foarte bine în România, era foarte sprijinită. Spre deosebire, să spunem așa, de un Carol I care a fost extrem de sobru, care era extrem de respectat, care era extrem de atent la modul în care relaționa, la modul în care apărea în public, la modul în care se comporta față de supuși. Ei, acest Carol al II-lea, despre care bunicul său scria că se vede că e român, că în jură face datorii și, mă rog, o mulțime de alte lucruri, a creat emoții, a renunțat la calitățile, la calitatea de prinț moștenitor, a fost proclamat Mihai, s-a creat regența, Carol pleacă, de acolo întreține o corespondență cu anumite personalități politice și în special cu cei din Partidul Național Țărănesc al vremii, se reîntoarce, cum spuneam, dar și el acordă o mare atenție alianței cu Polonia. Relația aceasta a noastră cu Polonia a fost o relație extrem de strânsă. Și asta vreau să aduc în discuție prin aceste documente pe care le-am depistat în arhivele menționate, faptul că au existat și alte proiecții dincolo de cele cunoscute din ceea ce s-a scris până... Spuneați de Principele Nicolae. Principele Nicolae era varianta a doua, varianta B, dacă e să o numim așa, prin care Polonia să redevină monarhie și să ia parte la o uniune dinastică română-polonă în care cealaltă fiică a lui Pilsudski, da, să se căsătorească cu principele Nicolae. Sigur că din afară aceste lucruri nu sunt foarte cunoscute. Vă dați seama că eu pentru a redacta această carte am căutat foarte mult. M-am dus la literatura poloneză, evident. M-am dus la literatura românească, se înțelege. Am parcurs literatura franceză, despre cea engleză, sigur, la fel. Dar nu am găsit decât puține referiri. Când am fost în Polonia, prin 2006, la un muzeu, la un moment dat am intrat în discuție cu studiile de acolo și am spus și m-a întrebat dacă am publicat ceva în engleză, pentru că s-a arătat extrem, extrem de interesat. Între timp, orizontul de cunoaștere s-a lărgit într-un mod mai mult decât rezonabil. Am avut acces la presă poloneză, la presă poloneză care prezintă foarte multe imagini și, bineînțeles, foarte multe informații, la presa românească. Imagini, text și așa mai departe. Deci surse deosebite despre aceste lucruri, despre aceste aspecte. Coroborate cu studiile de arhivă, din care, repet, am inclus și aici în anexă pentru a spori gradul de atractivitate și, bineînțeles, valoarea demersului științific, m-am axat pe aceste vizite. Repet, vizita făcută de Iosif Pilsudski, care conducătorul și creatorul statului polonez, care vine primul în România în 1922, are o vizită la Sinaia, este extrem de apropiat de perechea regală Ferdinand și Maria, are o relație extrem de apropiată cu regina Maria, regina Maria care era englezoaică, care era opusul soțului său, extrem de exuberant, extrem de sociabilă. Ea, dacă vreți, a fost un brand pentru România întregită. Să ne amintim că a făcut vizite la Paris, a făcut vizite în New York. Toată lumea știa, mă refer la lumea informată, ce mulțime s-a strâns, câți americani s-au strâns să vadă, pentru ei era ceva până la urmă și interesant și exotic în aceeași ordine, să vadă o prințesă din România care vine în țara lor, care pledează pentru sprijin din partea Statelor Unite a președintelui Wilson pentru un regat al României situat undeva în Europa. Americanul nu avea foarte multe cunoștințe, dar Wilson, fiind primul președinte care vine în Europa, care se implică într-un proiect atât de generos precum Europa reconfigurată după un model extrem de democratic, americanul de rând este extrem de interesant și mi-aduc aminte, îmi stăruie în memorie, să spunem așa, acele imagini cu uriașe de mulțimi de americani pe străzi, primind-o pe această regină a României care a fost Maria sau Mary. Gândiți-vă, și ea scrie în memoriile ei despre aceste vizite, scrie ce frumos a fost primită de polonezi, are niște relatări extrem de savuroase.
Sunt foarte multe volume pentru că a scris foarte mult. Și prin, prin aceste volume, volumele 2, 3, 4 în primul rând, dă informații despre vizita pe care a făcut-o în Polonia, despre recepțiile care s-au organizat acolo, despre toasturile care s-au ținut în limba franceză, evident, limba diplomatică, limba, limba elitei a vremii, despre modul în care polonezul de rând a știut să vibreze la, dincolo de, să spune, dincolo de orice, dincolo de orice condiționare de ordin oficial, pe care îl știm, presupune scenarii, presupune respectarea, etichetă, protocol, dincolo de orice, s-a văzut inima polonezului, emoția, sentimentul lui față de o dinastie, față de o dinastie, deci față de o familie regală. Bineînțeles că în iunie 1923 se petrece vizita familiei regale în, în Polonia, sunt cazați în celebrul Palat Vilanov. După aceea am fost acolo, am avut șansa să vizitez palatul, e ceva deosebit și păstrat și conservat și, bineînțeles, un monument, cum spuneam la un moment dat în cursul emisiunii noastre. După aceea, Carol al II-lea vizitează Polonia. Între timp, mersese acolo în vizită fiul său, marele voievod de Alba Iulia, Mihai. După care merg din nou împreună în vizită în Polonia, asta în 1937. Se termină, să spunem, acest periplu oficial, periplu dinastic în Polonia, dacă e să-l numim așa. Bineînțeles că între timp, în 1937 este un an în care lucrurile se reașează într-o manieră destul de complicată pe plan european. Gândiți-vă că în Polonia deja murise Pilsudski de 2 ani. Trebuie de spus aici, deschizând o mică paranteză pentru că se leagă de subiect și l-am și tratat în carte, Pilsudski, creatorul statului polonez, cunoștea foarte bine România. Niciodată un șef de stat nu a stat foarte mult într-o țară din motive foarte clare. Însă Pilsudski a stat mai mult de o lună în România pentru dovadă că deși avea o agendă extrem de încărcată și probleme foarte numeroase, a prețuit și a avut încredere, să spunem așa, în România. A fost interesat de a căutat-o. A locuit într-un palat undeva pe țărmul Mării Negre care astăzi a dispărut. S-a întâlnit, vorbind de comunitatea poloneză, cu câțiva reprezentanți de seama inteligenței poloneze, a comunității poloneze din România, care trăiau undeva pe lângă Târgoviște, da? Și care au ținut să fie aproape. Pilsudski a vizitat Chișinăul, unde a fost foarte bine primit. Pilsudski a fost numit comandant onorific al regimentului 57 Infanterie Baia de la Fălticeni, da? Iar în contrapartidă, regele Carol al II-lea a devenit comandant onorific al unui regiment de la Poznan, unul dintre cele mai renumite regimente de infanterie din Polonia, renumit prin contribuția adusă la războiul de independență al Poloniei, să spunem așa. E vorba de luptele acelea deosebite de crâncene, să spunem așa, dintre 1918-1923, avute de Polonia cu mai toți vecinii țări, în afară de Letonia și, evident, de România, pentru recâștigarea unui spațiu considerat spațiul polonității. E mai complicat și ne-ar cere foarte mult timp să ne aplicăm asupra lui. Și spuneam că, pe de o parte, îl avem pe Pilsudski, comandantul onorific de la Fălticeni, și pe Carol de la Poznan. Carol, când vine în vizită împreună cu fiul său în Polonia, dincolo de recepțiile pe care dă la legația României din Varșovia, dincolo de alte întâlniri protocolare, unde este foarte apreciat de către gazdele poloneze, vizitează nu doar Varșovia, vizitează și Cracovia, mă rog, este primit de oficiale de acolo, în frunte cu înalții ierarhi ai Bisericii Romano-Catolice, cu primarul, cu și așa mai departe, mareșalul, la poloneze e o altă organizare. Se îmbracă în uniforma de colonel, adică de comandant al regimentului de la Poznan, asistă la manevrele militare organizate pe câmpul de la Biedrușco, câmpul de instrucție, primește sau, dacă vreți, în termeni militari, ia parte la o revistă militară în care trupele se încolonează, fac diverse manevre și etalează diverse tipuri de armament, mă rog, dezvoltă, să spunem, elemente specifice unei astfel de
unui astfel de moment atât de încărcat de semnificație pentru România și Polonia la momentul respectiv și există foarte multe informații, foarte multe date. Vreau să vă spun că atunci când regimentul și-a aniversat după 1937 anii de la când a fost înființat, în fiecare an organizau parade militare cântând, și asta e foarte important, cel puțin pe mine m-a impresionat, cântând imnul Poloniei, imnul Poloniei firește, dar în primul rând imnul României, în cinstea marelui conducător onorific, regele Carol al II-lea al României, arborând steagul și diverse alte însemne specifice regatului român, și organizând recepții la care încă o dată se toasta pentru prietenia româno-polonă, pentru România regală, se toasta în cinstea familiei regale, a prieteniei dintre cele două popoare. Sunt lucruri extrem de importante pe care, repet, le-am găsit în documente, le-am găsit în articole de presă din vremea respectivă, le-am valorificat și le-am pus în această carte. S-ar putea, proiectez să organizez săptămâna viitoare, dacă, mă rog, o lansare și la Rădăuți, pentru că am făcut o lansare la Suceava. Am timpurit această carte la o editură prestigioasă din Cluj, inclusă de către CNSIS, o comisie extrem de cunoscută celor care activează în domeniul academic, da? Este clasificată acolo și am avut, să spunem, onoarea și oportunitatea în același timp de a fi publicat de această editură mega din Cluj-Napoca. Domnule profesor Daniel Hmenciuc, vă mulțumesc pentru această emisiune. Ne apropiem de finalul ei, dragi telespectatori. Se spune că rolul unui om de presă, unui jurnalist, a unui om de televiziune este acela de a intermedia, de a aduce în fața dumneavoastră valori. Și mai spunea un vechi jurnalist, dacă nu mă înșel, chiar Șeicaru, că la un moment dat jurnalistul trebuie să apară cât mai puțin în fața celor care sunt însetați de informație. Iată că pe emisiunea aceasta eu prea puțin am vorbit și mă bucur. Asta dovedește că informația a fost informație foarte interesantă. Am rămas de multe ori mut la ce ați spus. E foarte interesant că lucrurile acestea încă nu sunt atât de mediatizate pe cât ar trebui, domnule profesor. Bun, asta ține de, să spunem, de alte elemente, de alte aspecte. E o problemă sesizată cândva de către Tudor Arghezi, care spunea că era și el pe undeva cumva supărat sau chiar de decepționat de faptul că la noi cultura și în general cărțile nu sunt neapărat foarte, foarte bine promovate. Acum, pentru că suntem într-un secol, supranumit secolul informației, în care dispunem de atâtea și de atâtea metode, avem la îndemână atâtea instrumente, sigur că promovarea n-ar mai fi neapărat o mare problemă. Cum spuneam, sunt cărți la care am lucrat apelând la izvoare primare, pentru care am muncit foarte mult, cărți la care țin foarte mult, formează una din temele mele predilecte de cercetare. Consider că aici mai este încă loc, pentru că documente sunt, slavă Domnului, deja am în proiect volumul 2 la polonezii, mai am o istorie a Poloniei pe care am finalizat-o și la care fac ultimele retușuri, o Polonie între est și vest în care aduc informația până în secolul 21. Repet, datorită aceluiași parcurs, ca să nu mai refac tot ce am spus la un moment dat. Aș vrea să se înțeleagă, pentru că mi-ați oferit această oportunitate, că în istorie, așa cum spunea cineva, este loc pentru toată lumea. Invit pe toți cei care vor să scrie, cum făcea Cogălnicianul la 1840, scrieți, domnilor și doamnelor nouă, scrieți, nu mai scrieți, pentru că timpul va selecta, va tria, va stabili, dacă demersurile pe care le facem la un moment dat sunt în măsură sau sunt atât de rezistente cât să fie, să spunem, cercetate și de către cei care vor veni după noi. Dacă nu, rămâne plăcerea scrisului, rămâne plăcerea căutării, rămâne plăcerea, să spunem, o plăcere care ține de
de intelect, ține de un exercițiu spiritual care câteodată pare că ne lipsește nouă oamenilor în general. Un exercițiu pe care eu îl îndemn, pe care îl îndemn să fie practicat de cât mai mulți, pentru că este, dacă vreți, dincolo de o formă autentică de cunoaștere și o formă de dialog, de dezbatere asupra unor subiecte extrem de diverse și care nu pot decât să câștige, să aducă ceva cunoașterii, să spunem așa. Domnule profesor Daniel Hrenciuc, vă dorim mult succes în munca dumneavoastră, vă dorim sănătate și vă dorim în același timp să aprofundați cât mai mult din ceea ce încă nu știm. Vă mulțumim, domnule profesor, și vă mulțumim, dragi telespectatori, de asemenea că ne-ați urmărit, iar dumneavoastră vă mulțumim pentru ceea ce încă n-ați spus, fiindcă sunt încă multe de spus. Prezența domnului profesor sper că va fi din ce în ce mai des întâlnită în cadrul emisiunilor televiziunii Chromtel. Vă mulțumim pentru vizionare, pe săptămâna viitoare, numai bine!